Polițiștii Serviciului Investigații Criminale, împreună cu cei din cadrul Poliției orașului Cernavodă, Serviciul Operațiuni Speciale și Serviciul Acțiuni Speciale, au identificat și reținut persoane bănuite de comiterea unei tâlhării. Este vorba de jafurile care au avut loc pe 17 ianuarie la Cernavodă și Medgidia, comise de trei indivizi care au amenințat cu un cuțit angajatele unei case de pariuri și ale unei case de schimb valutar. Prima faptă a avut loc duminică seară în jurul orei 19 în Cernavodă. Operatoarea schimbului valutar a fost amenințată cu un cuțit de către cei trei suspecți și pentru că a întârziat să le dea banii a fost și bătută. Mai exact, la data de 17 ianuarie, ora 20, polițiștii din Cernavodă au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unei case de schimb valutar, agresându-o pe operatoare și sustrăgând o sumă foarte mare de bani. Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că angajata nu ar fi respectat normele minime de protecție, însă nu și-a deschisă a casei de schimb valutar, cât și seiful. Două ore mai târziu, în timp ce criminaliștii se aflau încă la locul faptei, un alt angajat a fost reclamat de către angajata unui local de pariuri sportive din Medgidia. Astfel, în jurul orei 22, polițiștii din Medgidia au fost sesizați cu privire la faptul că, din incinta unei săli de jocuri electronice, profitând de neatenția casierei, o persoană necunoscută ar fi sustras de pe teșghea suma de 200 de lei. Și aceasta ar fi fost amenințată cu un cuțit de cei trei indivizi, dar a scăpat fără să fie agresată. Cu ocazia percheziților domiciliare de ieri, au fost recuperate o parte din prejudiciul de 200 de mii de lei și un autoturism. În perioada 10-29 februarie 2016, polițiștii Serviciului Investigații Criminale împreună cu polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă, cu sprijinul tehnic al Serviciului Operațiuni Speciale Constanța, au documentat activitatea infracțională desfășurată în cauză de un tânăr în vârstă de 19 ani bănuit de comiterea unei tâlhării. Ca urmare a activităților investigative și informativ-operative desfășurate în cauză, polițiștii constanțeni au stabilit și participația altor doi bărbați, ambii din Cernavodă. Precizăm faptul că pentru documentarea activității infracționale, polițiștii constanțeni au efectuat 11 percheziții domiciliare, sub coordonarea procurorului de caz și cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale și Serviciul Operațiuni Speciale, ocazie cu care au fost ridicate bunuri și sume de bani. Cei trei tineri sunt cercetați în stare de reținere pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, iar astăzi aceștia au fost prezentați judecătoriei Medgidia cu propunerea de arestare preventivă. Ei au ajuns după gradii pentru 30 de zile deocamdată.